actualitatea românească. Bună ziua, dragi telespectatori, bine v-am găsit la știrea zilei. Știrea zilei de astăzi este legată de frăția albanezo-română Pontaco Diaconesco. Iată, aflăm cu stupoare că marii dușmani de ieri au devenit mari prieteni de astăzi. Victor Ponta și Dan Diaconescu și-au dat mâna peste țară, astfel încât jaful să mai poată continua atâta cât se poate. Pentru că aflăm cu mare durere din glasul lui Victor Ponta că PSD-ul nu mai are majoritate în niciun consiliu județean. Odată cu trădarea, cu plecarea PNL-ului. Avem o nouă majoritate în consiliile județene. Contractele cu statul nu vor mai fi făcute de frații PSD-iști, ci că de către frații pedeliști-peneliști. Asta este foarte grav și foarte trist prin prisma faptului că se apropie alegerile prezidențiale și e nevoie de bani pentru șpăgi electorale, pentru fulare, găleți, calendare, pentru bannere, pentru panouri publicitate și așa mai departe. Ei bine, dragii mei, Dan Diaconescu pare să fi uitat ura nemărginită ce o avea față de Ponta, declarațiile războinice, faptul că i-a fost închis postul de televiziune, faptul că este în procese și că în curând va putea intra la pușcărie, a uitat toate aceste lucruri și pentru binele țării a trecut de partea lui Victor Ponta. Da, dragii mei, tare sunt curios însă care-i târgul. Ce dă Dan Diaconescu, știm. Dă consilieri locali, dă parlamentari în parlament, dar încă nu știm ce primește, că nu-l eu cred eu pe Dan atât de fraier încât să dea toate astea așa pe degeaba, pe nimica. El este un bun afacerist. Și așa am o presimțire că a primit Dănuț promisiunea că va reîncepe emisia la OTV. Așa am o senzație că în târgul ăsta se încadrează și dosarele din justiția ale lui Dan Diaconescu. Așa miroase mie toată această afacere PSD-PPDD a lovitură sub centură dată poporului român. Tare mie că pentru alegerile prezidențiale vom avea o nouă alianță PSD-PPDD și cred că Dan Diaconescu își va pune la dispoziția lui Victor Ponta tot mecanismul de partid, tot aparatul de partid, care, atenție, nu e de neglijat. Acest aparat de partid al lui Dan Diaconescu este format în marea majoritate din pensionari care sunt foarte activi și poate singuri activi în societate, ca și clasă socială, și tare mie că PSD-ul s-a întărit și va deveni un jucător viabil prin candidatul lor la prezidențiale la aceste viitoare alegeri din noiembrie. Vom avea o bătălie foarte dură între Klaus Iohannis, care, iată, a declarat oficial că acceptă o propunere de candidatură la prezidențiale, și Victor Ponta, care își dă seama că nu mai are decât o șansă să scape de necaz, să candideze și să câștige alegerile prezidențiale. 37% al PSD-ului, la care mai puneți voturile lui Mircea Diaconu, la care mai puneți voturile lui PPDD-ului și veți vedea o bătălie crâncenă pentru alegerile prezidențiale. Ce este important din aceste bătălii? Este important că noi, că voi, nu vom putea ieși învingători. Niciunul dintre potențialii finaliști la alegerile prezidențiale nu va reprezenta interesele României și ale poporului român. Aflăm de la televiziuni, atenție, aflăm de la Cosmin Gușă, aflăm de la unul, de la altul, că Victor Ponta ar fi omul rușilor. Știm foarte bine că acest Klaus Iohannis este omul germanilor. Și ne lipsește un singur candidat, al treilea, candidatul pro-american, care poate să fie Predoiu, care poate să fie Gioană, dar care, atenție, nu pot fi deodată cu ceilalți. Ori Gioană,
ori Victor Ponta, ori Predoiu, ori Klaus Iohannis. Ar fi pentru prima oară în istoria României când în bătălia prezidențială nu vom avea un pro-american. Sigur că da, când ești pro-german, automat înțelegi că e bine să fii și pro-american. Dar, pentru prima oară, probabil, vom avea de ales între două rele, fără să avem și răul pro-american. Lipsește pro-românul. Din păcate, mișcarea meritocrată nu este aptă azi să propună un candidat la prezidențiale de valoare, un candidat puternic care să aibă și șanse de câștig. Și eu, Primo Laurențiu, nu mă lansez într-un război pe care nu sunt sigur că îl pot câștiga. Dragii mei, dați share, împrăștiați emisiunea, dați-o și altora, chemați-i și pe alții alături de noi, de Mișcarea Meritocrată, aduceți-i și pe alții pe meritocrația.ro, pentru că numai aici putem clădi o rezistență adevărată pro-românească. La revedere! Actualitatea românească.